Arată delicios! Da! Uite ce mușchi am! Ce mari sunt! Doncoace! Sunt de neoprit! Lingura mea! Ce se întâmplă? Oprește-te! Am rău de înălțime! Da! Uite cum arată! Dă-mi un ou! Îl sparg imediat! Aveam nevoie de el! Ia de aici! Ești prea mărunțică, bunico! Am nevoie de energie! Hei, ce faceți aici? Există o singură soluție! Ai terminat? Abia am început! Stai, unde suntem? Bun venit la provocarea culinară! Wow, ce colorat e! Ok, sunteți gata pentru prima rundă? Vreau să creați o băutură răcoritoare! E mult prea ușor! Credeam că e o provocare! Am două feluri de suc, o să le amestec! Ce culoare intensă! Apoi o să adaug niște geleuri, pentru un plus de efervescență! Clar e nevoie de asta! Îmi plac cireșele astea! Vor fi perfecte pentru decorat! Wow, să fie delicioasă! Ce bună e! Mi-a dat un plus de energie! Mă simt plin de viață! Liam, ai grijă ce faci! O să te aranjeze potul! Liam, te spun mamei! Și nu mi-am mâncat cireșele decorative! Stai așa! Dă-le încoace! Nu sunt rele! Au, spatele meu! N-ar trebui să mă mișc așa! Mi-a venit o idee! Am un geleu în formă de iepuraș! O să-l pun în punga asta de vidat și o să scot aerul din ea! Din fericire am aparatul ăsta! O să facă toată treaba! Acum o să-l bag într-un vas cu apă fierbinte! Vreau să topesc geleul! Arată bine! O să tai un colț și o să-l torn într-un pahar! Dar nu o să-l umplu complet! O să-l las să se întărească! Apoi o să adaug lapte! Acum pot sparge geleul! O să folosesc un pai pentru asta! Arată delicios! O să o gust! E bună! E fix ce-mi trebuia! Sigur ți-ar plăcea, scumpa mea? Eu mi-am mai făcut o băutură! Ce decizie grea! Dar e egalitate! Iuhu! Bate palma! Acum mă doare mâna! Urmează mâncarea preferată a tuturor! Pizza! Și mie-mi place pizza! Ok, ia să vedem! Trebuie să fac aluatul! Cred că am pus destulă făină! Ce distractiv e! Acum am nevoie de ouă! Hai, sparge-te! Ce ou puternic! Cred că ai făcut de o super găină! Am o idee mai bună! O să-l lovesc ușor cu celălalt ou! Așa o să se spargă! Nimic nu mă poate opri! Uite cum mă încordez! E hipnotizant! Am dat gata aluatul! Ce lipicios e! Dă-te la o parte! Îți arăt eu cum se face! Trebuie să știi ce și cum! Hei, mai încet! Oprește-te! Voila! Stai puțin! Mai știu un truc! O să tai coaja și o să pun feliile într-un vas! Apoi o să presar brânză deasupra! Acum o să topesc! Am obținut nachos din pizza! Uite cum se întinde brânza! Cum ai făcut asta? Îmi plac pufuleții! Stai! Știu! Dă-i încoace! Sunt fix ce-mi trebuie! Mersi, Tina! Îi mâncăm! Dar nu contează! În borcanul ăsta de bezele moi! O să pun pufuleții pe un aparat de vape, apoi o să adaug ardei iuți, ca să fie picanți, și la final brânză rasă! Deja îmi lasă gura apă! Acum o să coc totul! Ce bine arată! Dar orice pizza are nevoie de ketchup, o să-l adaug deasupra! Da, arată super! Voila! E o adevărată delicatesă! Drăguț! Ignor-o pe bătrânică! Liam câștigă! Bravo! Glumești! Hei, are gusturi bune! Ridică, ridică, ridică! Asta e următoarea voastră provocare! Sushi! Ok, mă descurc! Cât de greu poate fi? O să pun orez pe frunza asta de salată! Apoi o bucată de castravete! Și o să rulez totul! Vreau să fie strâns bine! Primul meu rulou de sushi! O să-l gust! Nu-mi prea place!
Îi lipsește ceva. Eu o să iau orezul ăsta. Mi s-a făcut foame de la atâta gătit. Vreau să maximizez aportul caloric. Ah, asta căutam. Hai să gătim. O să torn aluat de clătite în tigaie și o să aștept să se coacă. Acum sunt gata să o întorc invers. Uneori mă surprind singură. Pot să încerc și eu? Fii atentă! Stai liniștită, o să coboare într-un final. Ți-am spus. Dăm clătita înapoi. Am făcut tot posibilul. O să întind cremă de ciocolată pe clătită. Deja arată bine. O să o acopăr complet. Apoi o să pun o banană deasupra și o să o rulez. Acum trebuie să o tai în bucăți. O să încerc să le fac egale. Asta e ultima bucată. Gata, am terminat. E sushi dulce. Știu că o să fie un deliciu. Da, aș mânca așa ceva. Cred că pot folosi orezul ăsta. O să tai foaia de algenori. Nu trebuie să tai mult. Apoi o să adaug muștar în colțul de jos. Ca să aibă mai multă savoare, o să pun orezul mai sus. Am nevoie de pește proaspăt pentru sushi. Folosesc somon. Și la final, avocado. Acum trebuie să-l împăturesc. O să pliez secțiunile. Am făcut un sushi atipic. Și e delicios! Vrei să guști, Tina? Wow, ce rapid v-ați mișcat! Nu știu ce să zic. Scuze! Bunica ce-a făcut? Banană și ciocolată! Ce combinație bună de arome! E o alegere clară! Runda asta e câștigată de bunica! Nu! Ai spus sushi! Nu! Asta e, nepoate! Cred că o merit din plin! Nu e corect deloc! Ce face Lizzie acolo? E timpul pentru prima provocare! Start! Înghețată! Ce provocare e asta? E prea ușor! Eu sunt mereu pregătită! Aha! O să am nevoie de asta! Ce mai am pe aici? Cremă de ciocolată? Sucul meu? Credeam că am mai mult! Mai bine îl beau pe tot! Sper că n-am uitat ce-am învățat la sesiunile de antrenament ninja! Aia! Încă știu meserie! Liam? Unde a dispărut? S-a terminat? Ți-am spus deja să mă avertizez înainte de a face asta. Data trecută m-am ales cu un ochi învinețit. Era în calea mea. Nu trebuie să stai niciodată în calea mea. Hai să-i dăm drumul. O să torn crema de ciocolată în vârful sticlei. O să rotesc vârful ca sticla să se acopere complet. Acum trebuie să aștept să se întărească. Arată super! Acum am nevoie de frișcă. O să umplu cornetul până sus. Acum trebuie să mai pun ceva deasupra. Afine delicioase. Am nevoie de niște fructe. Sunt mândră de cum arată. Ce părere ai, scumpa mea? Arată bine! Înghețata ta unde e, Liam? Fii atentă! Mai întâi am nevoie de un cornet de înghețată. Acum urmează partea cea mai interesantă. Arată bine, nu-i așa? Deja îmi lasă gura apă. Am nevoie de o lingură de înghețată. Arată perfect! Ce părere ai? Wow, Liam, arată super! O să mai pun una? Nu pot da greș cu o porție mai mare de înghețată. Cum ți se pare? Îmi place! Wow! Eram sigur! Pentru asta îți mai pun o lingură. Începe să devină mai dificil. Dar n-am terminat încă. Am nevoie de niște bombonele colorate. Arată extraordinar! Și gata! Ups! N-ai văzut nimic, nu-i așa? Ce dezamăgitor! Degeaba ai încercat, ai pierdut runda asta! Scuze, Liam, bunica e câștigătoarea! Bravo! Ai auzit? Am câștigat! Hai să ne distrăm! Ok, ok, la ce te-ai gândit? Ce face cealaltă pământeană? Nimic! Trebuie să verific! Stai puțin! Ce se întâmplă? M-ai prins! Sunt dezamăgită! Ridică-te! Hei! Scuze, n-am putut să mă abțin! Iau eu asta! Cum? Cum ai făcut chestia aia? Ce e asta? E înghețată! O mănânci! Nu e de mine! Stai puțin, am o idee! Am un castron mare cu înghețată chiar aici! Stai să-ți dau puțină! O să pun în cornetul ăsta cu zahăr! Ce zici? Mai vreau! Încă! Wow! Ok, pot să fac asta! Chiar arată bine!
Mâncarea de pe pământ pare delicioasă. O altă cupă? O vreau! Nu încă, îi lipsesc bombonelele. Ce zici? Nu! Nu cred că s-a întâmplat așa ceva. De ce ai face așa ceva? Ce dezamăgire! E ok, pot să rezolv problema. Mereu am o rezervă de ciocolată pentru urgențe. Mai întâi o topesc uscătorul ăsta de păr. E ca și cum mi-aș usca părul. După ce s-a topit, tai colțul ambalajului. Apoi o torn într-un pahar de plastic. E doar o băltoacă dulce și gustoasă acum. O să las ciocolata să se întărească. Hei, ai vaci în spațiu? Alea care fac muuu? Sigur, stai puțin, revin imediat. Oh, n-am mai mult o vacă până acum. E relaxant. Devine ciudată treaba. Hei, am adus laptele. O să-l torn în paharul cu ciocolată. Îl umplu până sus. Apoi bag un bețișor de înghețată înăuntru. Uite așa. Acum trebuie să congelez conținutul. Am frigiderul ăsta micuț de extraterestri. Au o tehnologie atât de avansată. Intră acolo. Vreau să te uiți la ceas. 1, 2, 3. Gata, hai. Să vedem. Oh, arată bine. O să scot din pahar. Wow, arată bine. Unde sunt steluțele? Bombonelele? Păi, mă ocup eu. Mă bucur să fii de ajutor. Wow, arată și mai bine acum. Poftim. Pune-o pe o farfurie, bunico. Sper să-ți placă. E o rețetă veche de familie. Pune capacul la loc, Ashley. Apoi fă chestia ta cu teleportarea. Trebuie să învăț trucul ăsta. Mă intrigă. Trebuie să fac câteva teste. E bine să fii precaut. Posibil amenințare detectată. Nu, mănânc-o. Serios? Ok. E bună. Mama nu-mi face niciodată așa ceva. Trebuie să notez asta în raportul meu. Mâncare rece de pe pământ, excelentă, o recomand. Am reușit! E timpul pentru următorul experiment, adică provocare. Da, vreau să faceți mâncarea pe care o numiți sandwich. Nici o problemă, extraterestră adorabilă. Am nevoie de câteva lucruri. Bunica e mereu pregătită. Stai un pic să aranjez totul. Ai o grămadă de prostii acolo, bunico? Wow! Stai, îmi dai mie ăla? Fierul meu de călcat? Da, am nevoie de el. E perfect pentru sandwich-ul meu. O să-l prăjească frumos. Miroase bine. Ce idee, steață! Știu, îmi trebuie multă pâine pentru asta. Și fierul de călcat. Hei, n-am terminat. Ce faci? O să afli acuși. O să trec fierul de călcat peste pâine, carbonizând-o ușor. Totuși nu vreau să o ard. E un unicorn. Mama mi-a dat un unicorn drept animal de companie când eram mai mică. Poftim? Nu cred, e fabulos. Ashley, uite. Sunt cam ocupată. Nu știi ce pierzi. Pot să-l călăresc mai târziu? Mi-a mai venit o idee. Am nevoie de niște glazură colorată. O să o torn pe sandwich-ul meu. Nu depășesc conturul. O să umplu diferite zone cu diferite culori. Arată atât de vesel și vioi. Asta e ultima parte. Cum e? Meh, e ok. Ia uite, o să folosesc sirop de ciocolată. O să-l torn pe pâine. Apoi o să pun bezele. Le așez aici. Să nu-i de salată? Ba da, uită! Ok, nu ești fană legume? Ce zici de geleul ăsta spațial? E super elastic, e mai bun? O să-l pun peste bezele. Vreau să mănânc pe asta. Dar trebuie să mă abțin. Hai să mai adăugăm niște straturi. Apoi să mai turnăm niște sirop de ciocolată. Nu e cel mai sănătos sandwich, dar e atât de gustos. Mă îngraș doar când îl privesc. Așa da. Ați finalizat acest experiment. Bravo, Ashley. Bravo, draga mea. Tot nu mănânc așa ceva. Faceți-mi o acadea. Imediat. Îmi trebuie bomboanele mele din buzunar. Bleac, sunt cam strivite. Nu pot să le mai folosesc. N-am timp de pierdut. O să torn apă în oala asta. O să-mi petrec timpul aranjându-mi bomboanele.
Stai puțin, știu ce să fac. O să formez o minge. Oh, te simți bine, draga mea? E impresionantă, nu? Acum o să tai felii. Cred că o să fii surprinsă. Wow, uită-te la ea, e grozavă. Acum o să fig un băț de acadania și e gata. Bunică, ia uite. Oh, ce frumoasă e. Habar n-aveam că e așa ușor să controlez mintea. Bunică, revino-ți. Trebuie să mă apuc de gătit. Trebuie să fac o acadea. Am nevoie de zahăr. Trebuie să fie colorată. O să pun colorant alimentar, doar câteva picături. Acum o să amestec, e atât de hipnotizant. Acum se toarnă în forme, nu prea multă. Aștept să se întărească. Știi că ai pus sare, nu? Hei, asta e acadeaua ta! Te-o trimit acum! Știu că o să o adori! Wow, super! Dar trebuie să o gust! Plea, e oribilă! Glumești? Ce? Cred că am leșinat! Acadelele mele sunt gata! O să fie tare faza! Le-am făcut în formă de steluțe pentru că suntem în spațiu! Mi s-a părut o idee drăguță! Sper să-ți placă! N-ai nicio șansă! Îmi place tematica spațială! E ca și cum m-aș uita pe geam! Stai! De ce e plin zahărul? Nu! Am pus sare! Știai asta? Nu, ce păcat! Să vedem ce se întâmplă! Sunt delicioase! Mai vreau! Stai! Vorbești serios? Poți să-mi dai rețeta? Ați trecut experimentul! Nu-mi vine să cred! Ok, hai că poți! Fii curajoasă! O să bag grânați în ulei! Sau nu? Așa mai vii de acasă! Siguranța e prioritară! Hai că poți! Știu că poți! De ce e așa greu? Bună, scumpa mea! Ce faci aici? Hai să-ți arăt cum se face! Ai nevoie de antrenament special ca să faci asta! Și, evident, de echipamentul potrivit! Ai nebunit? Stai liniștită, scumpa mea! Știu ce fac! Unde-s cârnații ăia? O să te impresionez! Wow! Ești un ninja al cârnaților! N-am terminat încă! Wow! Ce tare! Ai auzit de sarea în bucate? Eu sunt bunica în bucate! O masă delicioasă și sănătoasă! Mulțumesc, bunico! Nu te grăbi! E pentru mine! Nu vine să cred că o invidiez pentru niște cârnați! E timpul pentru o provocare culinară! Poftim? Serios? Hai să mergem! Ridică cutia, scumpa mea! Iau eu ăsta! Dar... asta e, dacă pierzi timpul! Hai să începem! Ce mă fac? Mai am nevoie de câte ceva! Din fericire, sunt mereu pregătită! Sigur, o să am nevoie de zahăr! Ce mai am pe aici? Scorțișoara e mereu o alegere bună! Și, evident, cel mai important lucru! Ceva pe care să gătesc clătitele! Nu plec niciodată de acasă fără ea! Poftim? O ai mereu cu tine? Și încă n-ai văzut nimic! O să torn aluatul de clătite în sticla asta! Apoi o să adaug zahărul și o linguriță de scorțișoară! Trebuie să pun capacul și să agit totul bine! Ok, o să dau rapid un telefon! Oh, mă sună Lexi! Bună! Am nevoie de ajutor! Trebuie să-mi vin pe bunica! Sună serios! Ok, ești cea mai tare! Și acum aștept! Hai să încercăm ceva diferit! O să fac o spirală din aluatul dulce de clătite! Apoi o să umplu golurile cu aluatul simplu! Acum o să aștept să se coacă! Cred că trebuie întoarsă! Cred că e gata! Acum o să adaug niște fructe! Am niște căpșuni delicioase! Ce bine arată! Abia aștept să o gust! De ce durează așa mult? A comandat cineva clătite? Mulțumesc! Ești extraordinară! Știu! Gata, pleacă de aici! Succes! Arată cam plictisitor! Știu! O să caut prin geanta bunicii! Sigur are ceva util în ea! Asta e tot? Asta e, decât nimic!
O să învârt farfuria și o să tai clădita. Așa pot crea ușor o spirală, pe care o pot rula. Începe să capete formă. Parcă ar fi un trandafir drăguț. O să procedez la fel cu toate clăditele. Acum nu mai sunt plictisitoare. Ah, pot să iau bulul ăsta cu fructe? Bine, ia-l! O să-mi decorez clătitele cu fructe de pădure. Apoi o să adaug puțin zahăr pudră. Arată bine, nu? Hai să le postăm online! Oare cine va avea cele mai multe like-uri? Unghiul de fotografiere e cel mai important! Uite, am mai multe like-uri! Deci am câștigat! Iuhu! Stai! Ce se întâmplă? Serios? Ce pot să zic? Am mulți bani! Bravo, bunico! Bravo, bunico! Pot să-l ridic eu? Sigur că da! Wow! Ia uite! Nu sunt impresionată deloc! Eu da! Dă-te la o parte! Ce avem aici? Sper că e ceva interesant! Ah! E un cartof! Trebuia să mă aștept la asta! E unul vechi! Dar o să avem nevoie de mai mulți cartofi! Evident! Nu se mai termină! Mai avem? Ok! Cred că ăștia-s toți! N-am făcut niciodată cartofi prăjiți! E cam crocant! Nu pare a fi nepoata mea! Cartofii nu se folosesc în stare crudă! Am nevoie de o găleată mare! O să pun în ea toți cartofii! Ce faci acolo? Fii atentă la mine! Trebuie să-i spălăm! Cu o perie de toaletă? E eficientă! E hipnotizant în mod ciudat! Trebuie frecat bine! Încă puțin! Așa! I-am decojit complet! Acum trebuie scoși din apă! Frumos, nu? Nu mai am nevoie de peria asta! Acum, fii atentă! Am tăiat cartoful în bucăți mici! Acum o să-l acopăr cu făină! Hai să-l prăjim! Nu! Vreau să folosesc eu oala! Ia mâna de pe ea! Oprește-te! Sau te părăsc la mama! N-ai face așa ceva! Trebuie să ai grijă în etapa asta! O să-l las să se prăjească până devine auriu! Fix așa! Pare crocant! Acum am nevoie de niște sos! O să-l adaug peste cartof! Ca să nu fie simpli! Îmi împrumut și mie peria ta de toaletă? Te rog! Te rog frumos! Nu! Dar am altceva pentru tine! Unde e? Poftim, scumpa mea! Ce-ar trebui să fac cu ăsta? E o jucărie cumva? Sigur o să-mi dau seama! O să pun cartoful aici! Apoi o să apăs acest gadget deasupra! Hei! Taie cartoful! Pot face cartof wedges cu el! Sunt mulțumită de cum arată! Chiar vrei să pierzi iar? Hai să terminăm odată! Și am postat-o! Acum hai să mâncăm! Ce bine arată cartofii tăi! E delicios, bunica! Nu e rău! Nu e rău deloc! Cine a primit mai multe like-uri? Ca să vezi! Iar am câștigat! E mult prea ușor! Nu mai contează! Măcar mănânc gratis! O tabletă de ciocolată! E cea mai bună din lume! Ciocolată? Lasă-mă pe mine prima, că sunt mai în vârstă! Mersi! Să vedem! Am o cremă de ciocolată cu alune delicioasă! O să o desfac și o să o gust ca să mă asigur că e bună! Noroc că am lingura asta la mine! Cred că ajunge gura asta! Nemaipomenită! Cred că pot să mă răsfăț cu un pic mai mult! Așa e bine! Bunico, ce bine arată! O să văd ce-am primit și eu! O tabletă de ciocolată! Pum, pariu că aș putea... Nu cred! Tare bună! S-a terminat toată crema! Am mâncat-o pe toată! Nu pot să cred că s-a terminat! Mersi mult! E exact ce-mi trebuia! Stai puțin! Mi-a venit o idee grozavă! O să-l torn în borcan! Ia uite cum se umple! Așa, am pus tot laptele! Ok, trebuie să pun la loc capacul! Așa, acum o să-l agi nițel! Pot să și dansez așa! Pot să-mi lucrez și mușchii! Bun, e timpul să-l deschid și să văd ce avem înăuntru! Și acum trebuie să pun niște frișcă deasupra ca să arate și mai bine! Ia uite ce de frișcă delicioasă! Mai trebuie atât de savuroasă! Și gata, e perfect!
Bombonele? N-ai cum să dai greș cu niște bombonele. O să presar câteva peste frișcă. Nu vreau prea multe, doar un strop. Ce e? Ah, e timpul să trag un pui de somn. Mi-a venit o idee vicleană. O să-mi scot uscătorul de păr. Și e timpul să topesc ciocolata asta. Ce moale e! Bun, stai să iau ciocolata asta și o foartecă. O să tai colțul ăsta ca să o desfac. Ok, acum pot să torn ciocolata asta topită. Da, ia uite ce de ciocolată delicioasă. Super bună! Încă puțină și gata. Seamănă cu caca. Și acum o să schimb cu farfuria bunicii. Acum eu am preparatul bun și are chestia aia stupidă. Bunii! Vai de mine! Pare ceva delicios! Am un pai! Savuros! E cea mai bună chestie! Mersi, frate mai mare! Frate mai mare? Cum adică? Eu am făcut băutura aia! Iu, ce e ăsta? E un caca? Stai! Miroase ciocolată! E ciocolată! Delicioasă! O ador! Ați câștigat amândoi! Eh, ce final fericit pentru amândoi! Cât mai durează? E aproape ora de somn! Hei, cum poate să adorm așa? Ah, acum și începe jocul! În fine, e timpul pentru prima rundă! Unde sunt? Ah, am avut cel mai tare vis, croșetam! Ce s-a întâmplat? Ce-i așa amuzant? Gata, îți arăt eu ție! Trebuie să-mi iau câteva lucruri mai întâi! Ce faci, bunico? O să afli acuș! Ai răbdare! Oare unde o fi? Ah, făina mea! O să am nevoie de ea! Ai așa ceva la tine? Nu știi niciodată când trebuie să pregătești un tort? Mai am nevoie de un singur lucru! Haide! Gata! Au, bunico, m-a durut! Scuze, a fost un accident! E timpul să prindem focul? Oh, arată bine! Ah, aproape că uitasem! Putem să o punem chiar aici! Ce? Ce s-a întâmplat? Wow! N-am terminat! O să înfig inelul ăsta în tort! Așa o să formăm o barieră! Acum pot să torn deasupra sirop de ciocolată! Aș putea să-l mănânc pe tot! Ciocolata e preferata mea! Cred că ajunge! Apoi am nevoie de bombonele! Niciun tort nu e gata fără ele! Se pot pune peste siropul de ciocolată! Și acum partea distractivă! O să ridic inelul! Zici că e o avalanșă dulce! Și acum ia, poartă o rochie! M-a dat pe spate! Ce se întâmplă? Nu e rău pentru o bătrânică, nu? Cum o să concurez cu așa ceva? Trebuie să fac ceva! Mă bucur că mama mi-a pregătit prânzul! Pot să folosesc roșia asta! Ia uitați! Mâinile astea sunt periculoase! Unde mi-e seringa? Ce? Stai departe! Calmează-te, bunicuțo! Ia uite, o să-i tai vârful! M-ai derutat! Dar sunt cu ochii pe tine! Liniștește-te! Nu vreau să am probleme! O să apăs seringa în pâine! Apoi în celelalte ingrediente! Uite așa! Decupează niște cercuri perfecte! Acum o să înfig o scobitoare! Vreau să treacă prin toate straturile, apoi o să apăs pistonul ca să le scot! Arată apetisant! Chiar că? Păi, sunt ok dacă-ți plac sandvișurile mititele! Ce părere ai? Ăsta e momentul meu preferat! O să încep cu tortul! Abia aștept! E atât de aerat și pufos! E extraordinar! Mulțumesc, dragul meu! Dar preparatul meu? Interesant! E un gust senzațional! Tu câștigi! Ai auzit? Ura! Haide, Liam! Oare ce urmează? O să aflați imediat! Vreau să fie ceva magic! O să fie greu! Nu știu ce să fac! Acum e momentul să fac o impresie bună! Îți place pelerina mea, mamaie? Îți stă foarte bine cu ea, Liam! Să nu uit de bagheta magică! Te-am impresionat? Wow! Să înceapă spectacolul! Merit o rundă de aplauze! Extraordinar! Asta ce e? Wow! Stai cu ochii pe mine! Abracadabra! Acum avem și ciocolată! Nu-mi vine să cred! Arată delicios! Îmi place așa mult ciocolata! Ah, dar n-am terminat! Am farfuria asta cu dulciuri delicioase! Care vor avea parte de o transformare magică! Adică o să fie acoperite de ciocolată!
Indiferent de metodă, rezultatul va fi delicios! Ia uite! Ce poate fi mai bun de atât? O să le acopăr pe toate! O să-ți placă la nebunie! Bomboane și ciocolată! O combinație delicioasă! Uite ce bine arată! Asta e ultima! Sigur nu poți face ceva mai impresionant! Asta-i tot? Asta-i tot ce ai putut inventa? Fii atent la mine și bagă la cap! O să folosesc un măr! Stai puțin! Mult mai bine! Mărul e vizibil! Asta e partea interesantă! Te-ai prins? Pentru că urmează ceva magic! Mărul e înghețat! Cum ai făcut asta? Nu pot dezvălui secretele! Acum am nevoie de uscătorul de păr! Începe să se deschețe! E suficient! O să-l strâng în mâini! Hai odată! Fac sport zilnic! Ar trebui să fie ușor! Așa mai vii de acasă! Astea sunt ultimele picături! Suc proaspăt de mere! Iu! Trebuie să ții minte să nu te superi niciodată! Ups! Are nevoie de un pai! Am terminat, Lizzie! Sper să-ți placă! Ce decizie ușoară! Liam câștigă runda asta! Super! Ai auzit? Ai făcut tot posibilul, bunico! Merci, Liam! Ce bine miros! Merit ceva dulce! Poftă bună! Eu o să beau niște suc! Acum vreau niște chipsuri crocante, delicioase! Wow, ce alegere grozavă! Sunt entuziasmat! Să vedem ce am sub cloș! Ah, ok, o lipie! Clar pot să fac ceva din ea! O să pun pe o tavă pe niște hârtie de copt și am nevoie de ulei! O să torn uleiul ăsta de măsline pe lipie! Are nevoie și de niște condimente, un pic de piper ajunge! Cred că e ok! O bag în cuptor! Hei, ce se întâmplă? Ups, m-am luat cu croșetatul meu! O să văd ce-am primit! Am un cartof crud! Ce ciudat! E timpul să-l feliez pentru chipsuri! Așa, cartoful meu e feliat și e gata să se transforme în chipsuri! Astea au dimensiunea perfectă pentru a fi băgate în prăjitor! Acum trebuie să aștept să se gătească! Ce miroase așa? Să fie fum? Simt și eu mirosul acum! Lipia mea! Du-te să o salvezi! Abia aștept să fie gata cartofii mei! Ia uite-i! Trebuie să-i prind! Ce drăguți sunt! Nu! Au! Poftim, prinde! Auci! Bunico, e prea fierbinte! L-am prins cu gura! E gustos! Îmi place la nebunie, bunico! Mă bucur că-ți place! Frate, mi-am ars de tot lipia în cuptor! Iu! Bunica a câștigat! Da, chestia asta miroase dezgustător! Scuze! Suntem gata pentru a doua rundă! Așa se pare! Ce să fac de data asta? Știu! Trebuie să dau un telefon rapid! Alo? Am nevoie de ajutorul tău! Așa, deci, stai! Eu îl sun doar pe Liam! Grozav, apreciez! Pa! Wow, ce rapid! Să vedem ce-am primit! Ouă? Ok! E timpul să le prăjim pe șmecherele astea! O să fie ușor crocante! Ce urmează? O să adaug un strop de ulei! O să le facă să sfârâie! Trebuie să pornesc plita! Miros bine! Sunt un maestru în bucătărie! Hei, ușurel! Încetați! Ești bine? Totul e sub control! Știu ce fac! Da, așa se pare! Cred că trebuie să mă apuc! Poate o să înveți și tu ceva! E destul ulei? Știu! Mi-ar prinde bine un pic de hidratare! Trebuie să fiu rapidă! Nu vreau să fie încins! Ce faci, bunico? E rutina mea zilnică de înfrumusețare și miros a cartofi prăjiți! E timpul să gătesc! O să sparg oul în tigaie! Apoi îmi trebuie un pahar! O să-l pun deasupra gălbenușului! Acum bat albușul! Vreau să fie pufos! Uite așa! E aproape gata? Ajunge! Acum o să aștept să se gătească gălbenușul. Dacă pun un capac peste tigaie, o să se facă aburi. Și albușul o să se umfle. Arată bine! Un deliciu! Pot să-l pun pe farfurie. Wow, se pricepe! Poate că gustul preparatului meu e mai reușit ca aspectul. Pe cine păcălesc? Mă bucur că nu mănânc așa ceva! Dați-mi-le! Două abordări diferite pentru gătitul ouălor! Chiar trebuie să mănânc chestia asta?
Adică, uite cum arată. Mi-am dat silința. Așa, da. E fabulos. Tu câștigi. N-aveam niciun dubiu. Da, pare corect. Sunt aproape gata. Bună, familie! Pot să-l împrumut pe ăsta? Vreți să vă tăiați castravetele ușor? Împingeți-l printr-o rachetă de tenis! Nu-i așa că a fost super plăcut? Cât e ceasul? Nu aveam un castravete întreg aici? Mandy, vrei să-mi explici? Dă-mi chestia aia! Nu pot să distrugi mâncarea așa! Wow, uite ce de like-uri! Wow! Cum de-am ajuns aici? Sper că sunteți gata să gătiți! O învârtim ca să aflăm ce veți pregăti! Bună! Abia așteptăm să jucăm! Așa se pare! Bleah! Ok, acum sunt pregătită! Suntem gata să începem provocarea! Și eu sunt gata să vă prezint! Stai, ce e chestia aia? Pe ce o să se oprească? Sper că vă plac dulciurile! Mua! Facem un tort, nu-i așa? Știu! Trebuie să iau câteva lucruri! Mandy, întoarce-te aici, domnișoară! Trebuie să trec pe aici! Aici era! Mersi! Oh, nu! Prinde-mă dacă poți! Iu, a fost cât pe ce! Nu mai ține morală, bunico! Îmi pasă doar că mi-am adus tortul! Nu-i așa că e spectaculos? Ce naiba? Oh, eu, Bunico! E groaznic! Să-mi aducă cineva bunica înapoi! Ua! Nu pot trăi fără tine, bunico! Wow! Ce e chestia aia? Vrei să-ți vezi bunica din nou? Am înțeles! Iu, ce odihnită mă simt! Mulțumit acestui tip, nu? Salutare! Timpul trece, fetelor! Am niște treabă, sigur înțelegi! Ok! Mulțumesc! Pa, pa! Gătim, nu-i așa? Wow, clar mi-e bună asta! Mulțumesc! Știu! Ingredientul meu secret! Nu refuză nimeni cireșele! De ce să pui una când poți pune șapte? Hei, gata, am terminat! Chiar par delicioase! Da! Tortul meu a câștigat! Aș putea să mănânc și eu o șmecherie de asta? Mmm! Cura ta! Ok, sunteți pregătite pentru următoarea gustare dulce? Te rog să fie ceva simplu! Se pare că facem fursecuri! Exact! Wow, știu exact ce trebuie să fac mai întâi! Ești bine, bunico? Vino aici! Am nevoie de ajutor! Te rog! Mersi, draga mea! Te pui pe picioare după ce ți se îndreaptă spatele! Iar acum sunt pe val, dragă! Se pare că mi-am terminat treaba aici! Ia uite! Frate! Hei, aia e o pasăre? O pasăre? Hei, de asta scrie iamă! Ura! Stai puțin! Totul se mărește sau eu mă micșorez? Mandy? Nu-ți face griji, bunica o să te ajute! Nu! Ok, s-o folosesc pe asta. Bagheta mea magică! Abracadabra! Crești! M-am întors! Mulțumesc! M-ai salvat, bunico? Acum trebuie să mă apuc de gătit. E cald aici! Eu fac progrese? Nu arată deloc rău! Ok, am făcut fursecul perfect în formă de inimioară! Și e pentru eroina mea! Poftim, bunico! Mulțumesc! Ce dulce e! Bunico, uite! Ar fi trebuit să o avertizăm!
ce mare e! A făcut poftă de mâncare cu această provocare? Cine crezi că a gătit cele mai bune feluri? Liam sau bunica lui? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10.